Mulțumim Domnului încă o dată pentru o astfel de zi pe care am primit-o. Nu doar că e o zi frumoasă și plină de soare, ci este o zi în care soarele neprihănirii Domnului nostru Iisus Hristos a răsărit și în inimile noastre. Aș vrea, dacă nu vă este greu, să ne ridicăm cu toți în picioare și să deschidem Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, la capitolul 22, și aș vrea să dau citire de la versetul 7 în jos. Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la 7 în jos. Ziua praznicului azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Și Iisus i-a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voie să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata. Acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le veți mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și-a luat un pahar, i-a mulțumit lui Dumnezeu și le-a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Amen. Vă rog să reocupați locurile. În această dimineață aș vrea ca fiecare dintre noi să rememorăm, să retrăim acele evenimente care s-au petrecut în urmă cu 2000 de ani, când Domnul Iisus Hristos a instituit această cină, care noi o numim cina cea de taină. Vreau să vă spun că nu este nicio taină în lucrul acesta. Pentru cei din vremea aceea, probabil că era așa ceva mai deosebit, ceva mai tainic, Domnul Iisus împreună cu apostolii. Însă pentru noi care de atâția și atâția ani de zile trăim acest eveniment în fiecare lună, deja a devenit o banalitate, a devenit o obișnuință, și foarte mulți dintre noi am golit această sărbătoare de greutate spirituală și de adevăratul înțeles al acestei sărbători. În centrul acestei sărbători este un element extraordinar și spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă pentru evrei era foarte important acel miel, care sângele mielului era cel care îi ferea de pedeapsa lui Dumnezeu, de data aceasta cuvântul lui Dumnezeu ne aduce înainte pe Domnul Iisus Hristos, pe care Sfântul Ioan Botezătorul prezenta: iată mielul lui Dumnezeu care vine să ridice păcatele lumii. Noi în această dimineață rememorăm și retrăim toate acele evenimente, ne aducem aminte de suferințele Domnului Iisus Hristos. Și lucrul acesta ar trebui în fiecare dintre noi să facă să se trezească acele sentimente adânci de penitență, să ne dăm seama cine suntem noi și să ne, încă o dată, să ne reidentificăm cu moartea și jertfa Domnului Iisus Hristos la crucea de la Golgota. Aș vrea ca fiecare dintre noi în această dimineață să privim dincolo de vorbitori, dincolo de cuvinte, și să privim, să avem ochii ațintiți către acel eveniment extraordinar care a avut loc într-o seară împreună cu ucenicii. Spune cuvântul lui Dumnezeu că evreii aveau așa un obicei: atunci când sărbau Paștele, totul era pregătit și așezat ca într-un tablou extraordinar, ca într-un act de teatru. Și ei, când se așezau acolo la masă, la un moment dat unul dintre meseni, și anume fiul cel mare, punea o întrebare: dar de ce această seară este mai deosebită decât toate celelalte? Și probabil că aceeași întrebare răsună în mintea noastră astăzi: de ce această dimineață este mai deosebită decât toate celelalte dimineți? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că capul familiei începea să povestească cum Dumnezeu, cu mână tare și puternică, a scos poporul Israel din robia
Egiptului și a dus într-o țară binecuvântată unde curge lapte și miere. În această dimineață noi trebuie să ne aducem aminte cum cu mână tare și puternică Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ne-a scos cu mână tare de sub robia păcatului și a morții și ne-a pus într-un loc special, și anume în inima lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că această jertfă a făcut posibilă împăcarea noastră cu Tatăl. Dar poate te uiți la tine, te uiți în oglindă și zici: dacă m-am certat eu oare cu Dumnezeu, păi ce, a stat în fața mea să mă cer cu El? Niciodată. Însă ori de câte ori, prin fapta sau gândul sau cuvântul, ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu, într-un fel sau altul te-ai certat cu El și ai nevoie de împăcare. Împăcare pe care doar Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, o poate aduce. Privind la aceste evenimente, spune cuvântul lui Dumnezeu că, nu în Evanghelia după Luca, într-o altă evanghelie, înainte de a se întâlni la acea cină cea de taină pe drum spre locul pregătit, spre acea odaie din camera de sus, s-a iscat între ucenici o ceartă. Mergeau ei așa împreună și așa cum de cele mai multe ori în lumea noastră seculară se întâmplă, acolo unde sunt doi înși, întrebarea este care este șeful. Și probabil că și între ei exact același lucru îi frământa și spunea: bun, acum înțelegem, Domnul Iisus o să plece, nu o să mai fie cu noi, dar cine o să rămână? Și între ei s-a iscat așa o ceartă, care este mai mare? S-au dus în camera de sus, s-au așezat acolo la masă. Să nu vă închipuiți că masa e așa cum o vedem noi în tabloul lui Da Vinci. Nu, nu era masă cu scaune, ci conform obiceiului evreiesc, masa era undeva jos și stăteau cumva întinși, stăteau sprijiniți într-un cot și mâncau. Să nu vă închipuiți faptul că stăteau la masă și pe scaune de asta. Nu, asta doar în accepțiunea și în imaginația lui Da Vinci s-a întâmplat. Și stăteau acolo toți tolăniți la masă și știau că trebuie să se întâmple ceva, trebuia să facă ceva. Dar din nefericire, niciunul dintre ei nu dorea să ia inițiativa. Domnul Iisus se uită la ei așa, știind care a fost problema, și le zice: dar care e problema cu voi? Ce s-a întâmplat cu voi? Toată lumea încruntată, stăteau acolo supărați. Și Domnul Iisus le dă o lecție extraordinară de slujire. Spune: nu știți cine ești cel mai mic? Vreți să fiți mari? Haideți să vă dau o lecție. Și Domnul Iisus, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a luat un ștergar, s-a încins cu el și a spălat picioarele fiecăruia dintre ucenici. Un lucru greu. El, învățătorul, el rabi, el fiul lui Dumnezeu, să se aplece în fața fiecăruia dintre ei să le spele picioarele. Pentru Petru lucrul acesta a fost ceva extraordinar și de neacceptat și spune: tu să-mi speli mie picioarele. Și Domnul l-apostrofează: auzi, Petre, puteai să faci tu mai devreme lucrul acesta, nu era nevoie să-l fac eu, dar o lecție pentru tine. Dacă eu nu-ți fac lucrul acesta, tu nu vei avea parte cu mine. În această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu dorește să ne aducă aminte că noi, în lumea aceasta, nu suntem șefi, nu suntem fruntași, ci noi trebuie să fim niște slujitori. Marea trimitere spune să mergem în toată lumea. A merge în toată lumea, să nu credeți că înseamnă să mergi acolo într-un avion prezidențial, să ți se întindă covoare roșii înainte. Ci a merge în toată lumea, în vremea aceasta și în vremurile care au trecut, și să propovăduiești cuvântul Evangheliei, de multe ori înseamnă că în fața ta să se întindă un covor de cadavre, de martiri, de oameni care suferă și mor pentru Hristos. Ne uităm cu uimire la ceea ce se întâmplă în lume, ne uităm la evenimentele acestea, cum Europa este asaltată de emigranți, de oamenii aceștia care spun ei că fug din calea războiului, dar din ce în ce mai puțin privim către lucrurile și lucrurile pe care, în numele unui Dumnezeu inexistent, astfel de oameni le comit în lumea întreagă. Am văzut în urmă cu câteva zile niște imagini cutremurătoare unde sute de creștini, datorită credinței lor, plăteau cu viața. Am văzut la televizor zilele trecute în Statele Unite ale Americii cum într-o școală au fost întrebați aceia care au fost omorâți ce religie au, și pentru simplu fapt că au spus că sunt creștini, au fost omorâți. E bine, Domnul Iisus Hristos le dă o lecție și le spune: dacă vrei să fii mare,
Învață să fii mic. Dacă vrei să fii important, învață ce înseamnă să slujești pe aproapele tău. Domnul Iisus Hristos nu ne-a chemat la altceva decât la slujire. Și slujire înseamnă să te poți apleca înaintea fratelui tău și să-i speli picioarele. Dacă atunci, în cultura de atunci, a spăla picioarele era o nevoie, o nevoie justificată, pentru că ei mergeau desculți și ei mai mult sau aveau sandale. În vremurile noastre, a spăla picioarele înseamnă un act al slujirii și al smereniei. Și fiecare dintre noi ar trebui să înțelegem și să realizăm ce înseamnă să fim smeriți înaintea lui Dumnezeu. Dar nu se termină lucrurile aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus a spălat și picioarele lui Iuda și ni se pare cumva ciudat. Cum să speli picioarele celui care peste următoarele momente, în următoarele momente, te va vinde? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus s-a plecat, a spălat picioarele ucenicilor și nu spune ale ucenicilor mai puțin lui Iuda, ci el le-a spălat în mod egal pe toate. Stau și mă gândesc de multe ori cât de multă putere și cât de multă stăpânire de sine să ai să faci un astfel de gest în fața unuia care te va vinde în următoarele clipe. Dacă eu sau fiecare de aici, priviți cu sinceritate în lăuntru ființei dumneavoastră, ați fi știut sau aș ști lucrul acesta, ați putea să slujiți un astfel de om? Întrebare. Greu. Foarte greu. Chiar dacă am face-o, după aceea am pune asta așa într-o vitrină, într-o ramă și am spune, uite, la data cutare am reușit să fac un lucru extraordinar, am călcat pe eu meu, pe firea mea, pe tot ceea ce sunt, uite ce am făcut eu. Dar nu înseamnă slujire? Aia nu înseamnă smerenie? Aia nu înseamnă absolut nimic, ci înseamnă doar așa, un alt trofeu. Dar Domnul Iisus vrea să ne arate și să ne dea încă o lecție. Că noi trebuie să slujim chiar și celor care ne sunt împotrivă. Chiar și celor care, într-un fel sau altul, la un moment dat, ne vor vinde. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi trebuie să învățăm să slujim și astfel, unor astfel de oameni, chiar dacă este greu, chiar dacă înseamnă să calci în picioare absolut orice valoare care mintea ta crezi că te caracterizează. Cuvântul lui Dumnezeu spune, tu și eu trebuie să o facem. Dar se mai întâmplă un fenomen interesant. Acolo la masă, la un moment dat Domnul Iisus face o afirmație care i-a bulversat pe toți și spune, unul dintre voi mă va vinde. Unul dintre voi mă va vinde după ce le-a spălat picioarele, după ce stătea cu ei la masă, mânca împreună cu ei. Spune, totuși, din voi 12, unul este care mă va vinde. Și fiecare a început să-și pună întrebarea. Dar ceea ce este cel mai greu este faptul că Iuda, știindu-se cum usca pe căciulă, probabil așa, cu picioarele, în păcat, pune și el o întrebare. Nu cumva sunt eu, Doamne? Nu cumva sunt eu? Vi se pare cunoscut lucrul acesta? Din dorința de a ne justifica, de a fi la fel ca ceilalți, se întâmplă, chiar în mijlocul nostru, nu vorbim de lucruri atât de grave, dar orice păcat duce la moarte, ca să știți. Nu există păcate care duc la viață, credeți că există așa ceva? Doar în mintea noastră spunem că sunt păcate care sunt mai grele și mai puțin grele, că sunt păcate care duc la moarte, dar toate vă spun că duc la moarte, nu-i niciunul să ducă la viață. Și omul acesta, dorind să se justifice înaintea tuturor, dorind să pară altceva decât este, spune, nu cumva sunt eu, Doamne? Și Domnul Iisus, de data aceasta, nu-l cruță și spune, da, tu ești acela. În această dimineață, aș vrea ca să ne cercetăm inima și în primul rând să mi-o cercetez eu. Cum mă autojustific eu înaintea oamenilor? Nu cumva sunt fariseu, nu cumva vreau să par altceva și să mă dau altul decât sunt. Întinde-o acea bucățică, prima bucățică s-o întins cuiva, în cultura evrească îi se dădea o cinste extraordinară și Domnul Iisus spune cuvântul lui Dumnezeu că îi da acea bucățică și cu bucățica aceea în mână, cu cinstea pe care Domnul Iisus Hristos i-o acordă, probabil mestecând așa
Îl întreabă pe Domnul, nu cumva sunt eu. Domnul Iisus vrea să-i mai dea încă o șansă. Domnul Iisus vrea să-i mai spună încă o dată, Iuda, te prețuiesc, ești atât de important pentru mine. Ai trăit atâta timp aproape de mine, te-am învățat exact ca pe toți ceilalți. Ai văzut cine sunt eu, ai văzut ce pot să fac eu, ai văzut viața pe care eu am transformat-o, viețile acestor oameni. Iuda, nu fă lucrul acesta. Dar Iuda a continuat. În această zi, aș vrea să ne aducem aminte de toate aceste lucruri. Să ne aducem aminte de faptul că Domnul Iisus a fost slujitorul tuturor. Să ne aducem aminte că Domnul Iisus l-a iubit chiar și pe Iuda. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a iubit la fel ca pe noi toți, până la sfârșit, și și-a dat viața și pentru Iuda, să nu credeți că doar pentru noi sau doar pentru ucenici. În această zi aș vrea să ne aducem aminte faptul că Domnul Iisus Hristos a suferit. Și după ce se termină masa, spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus ia o pâine și ia un pahar cu vin și spune, vedeți voi cum se rupe această pâine? Exact așa, trupul meu se frânge pentru tine și pentru tine și pentru tine și pentru fiecare. Vedeți cum arată acest pahar cu vin, vedeți cum curge, exact la fel, sângele meu curge pentru fiecare dintre voi. De ce? Ca voi să aveți viață. Într-una dintre evanghelii, în Evanghelia după Ioan, spune că dacă cineva mănâncă și bea sângele meu, are viață. Dar dacă nu faci lucrul acesta, ce ai sau ce ești? Ești mort. Și e moarte. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă și vrea să ne transmită acest mesaj al vieții. Nu al unei vieți de 70 de ani, de 80 de ani, de 90 de ani. Unei vieți veșnice în împărăția Lui. Câți dintre noi mai ne gândim la lucrul acesta? Câți dintre oamenii cu care noi ne înconjurăm, dintre vecinii noștri, dintre prietenii noștri, se gândesc la lucrul acesta? Stăteam de vorbă cu cineva într-una din zilele acestei săptămâni și omul acela era așa de frământat de un lucru. Ce se întâmplă după moarte? Și am spus, da, nu te frământa ce se întâmplă după, ci gândește-te cât de lungă poate să fie acea perioadă de după moarte. Să dea omul acela să a gândit și a zis, da, într-adevăr, cred că e lungă. Și dacă e așa de lungă, nu te interesează cum o vei petrece? Asta este întrebarea, asta este lucru care ar trebui să ne frământe pe fiecare dintre noi. Dacă veșnicia este așa de îndelungată, cu cine ai dori să-ți o petreci? Sau în ce loc ai dori să-ți o petreci? Nu doresc oamenii bucuria? Nu doresc fericirea? O doresc! O doresc, că de-aia ne trezim dimineață și încercăm să facem cât mai mulți bani, să o ducem cât mai bine, să avem cel mai frumos confort, să fim cei mai speciali. De-aia o facem. Și credem că în lucrurile acestea găsim fericirea. Și cu toate acestea, este așa o mare păcăleală. Și fericirea adevărată nu o poți găsi decât în Domnul Iisus Hristos. Și dacă nu-L iubești aici pe Domnul, crezi că dincolo îl vei iubi mai mult? Cu siguranță nu. Te vei duce acolo unde ai iubit mai mult. Dar masa continuă, ucenicii fiecare dintre ei ia acea bucățică, ia din acel pahar de vin și totul se termină. Și seara aceea continuă într-un mod și mai dramatic. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu de faptul că la un moment dat, probabil în jurul orei 12:01, au pornit-o către grădina Ghețiman și Domnul Iisus se uită la ucenici și spune, acum am nevoie de cineva care să mă susțină în rugăciune, am nevoie de cineva mai apropiat. Și a făcut o alegere extraordinară, s-a uitat acolo, l-a văzut pe Petru, pe Ioan, pe Iacov și a zis, ăștia cei mai pocăiți și iau cu mine ca ei să mijlocească împreună cu mine în rugăciune. Surpriză! S-a dus Domnul Iisus la oarecare depărtare de ei și a început să se roage și ucenicii la o depărtare de el. Domnul Iisus se ruga o oră, ucenicii au dormit o oră. Se întoarce Domnul și se uită la ei și spune, ce e cu voi? Treziți-vă! Rugați-vă! S-au trezit buimăciți și au încercat iară să se roage și Domnul s-a mai rugat o oră. Și ăștia au mai rugat, sau au mai dormit o oră. Și ultima oară
Domnul le spune, e, de acum înainte, dormiți în pace. De foarte multe ori, exact la fel se întâmplă și cu noi. Ne punem pe genunchi. Probabil că nu avem antrenament, spunem noi, nu? O oră să te rogi, miez de noapte, nu-i puțin. Dar oamenii aceștia au trăit lângă Domnul Iisus. Au văzut modul de comportare al Domnului Iisus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ei, în timp ce Domnul se ruga și ducea o bătălie extraordinară, ei dormeau liniștiți. Ce făcea Domnul în acele trei ore? Ce a făcut Domnul Iisus? Este probabil cea mai dramatică rugăciune care s-a putut ridica de pe pământul acesta. Spune la un moment dat Domnul Iisus în rugăciune, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. În această dimineață aș vrea să realizăm acea luptă interioară a Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să înțelegem și să înțeleg prețul nespus de mare al suferințelor Domnului Iisus Hristos, El care era creatorul Universului, El care avea toate lucrurile în mâna Lui, să accepte pentru mine și pentru tine acea sentință crudă de a fi răstignit la oaltă cu păcătoși. Stăteam aseară de vorbă cu socrul meu și la un moment dat i-am spus, ce înseamnă pământul în universul acesta? Știți unde e pământul în Calea Lactee? În galaxia aceasta? Undeva la periferie, la margine. Exact așa cum stau eu, la marginea orașului. Ultimul om din oraș. E cam la fel este pământul în Calea Lactee. Undeva la margine, undeva așa aruncat în spațiu. Dar dacă privești mai departe și te gândești ce înseamnă Calea Lactee, ca și galaxie, în universul acesta plin de mii și mii de galaxii, știți ce micuț e? Calea Lactee e una dintre cele mai mici galaxii. Și stai și te gândești, oare cum Dumnezeu din atâtea și atâtea galaxii a pus ochii pe Calea Lactee și a pus ochii pe pământ? Dar mai mult decât atât, din atâtea și atâtea locuri în care putea să privească, s-a uitat El de acolo la niște oameni. Am văzut niște imagini într-un videoclip pe YouTube și era așa o comparație între lună, pământ și toate celelalte planete și stele și din ce în ce mai mari stelele. Și te uitai ce diferență copleșitoare era între pământ, între dimensiunea pământului și nu știu ce stea, nu mai țin minte cum se numea aceea. Uriașă, era așa ca un bob de mazăre pe lângă un pepene. Și cu toate acestea și un bob așa de mic de mazăre să mă vadă pe mine și să te vadă pe tine și mai mult decât atât, El care a creat toate aceste lucruri să accepte să moară pentru tine și pentru mine, asta chiar că întrece orice pricepere este? Chiar că te gândești, Doamne, dar ce a fost în mintea ta? Doamne, dar chiar așa de important să fiu eu? În acea rugăciune extraordinară din Ioan la capitolul 17 spune la un moment dat Domnul Iisus și să cunoască că i-a iubit, cum a iubit? Pe mine. Să te iubească Dumnezeu pe tine și să mă iubească pe mine așa cum l-a iubit pe Domnul Iisus, ce cinste, ce glorie, ce dar nemeritat. Este incredibil. În această dimineață aș vrea să realizăm și să realizez încă o dată faptul că eu trăiesc, faptul că am un destin veșnic, e datorită dragostei Domnului Iisus Hristos pentru mine. Datorită dragostei Domnului Iisus. După acele trei ore de rugăciune, spune cuvântul lui Dumnezeu, se mai întâmplă un eveniment în acea grădină Ghețimani. Și în depărtare se vedeau făclii, felinare, oameni care se agitau, unii cu bâte, alții cu săbii, fel de fel. Și strigau, oare unde e? Și în fruntea lor era cineva pe nume Iuda. Am citit într-o carte că acel cuvânt al sărut care i se aplica acolo lui Iuda când a venit să-l sărute pe Domnul Iisus, cuvântul grecesc se refera la o sărutare repetată. Să nu credeți că Iuda a venit așa în viteză
s-a apropiat de Domnul Iisus, i-a dat un pupic scurt și a fugit. Nu, a avut timp să schimbe câteva cuvinte cu Domnul. Și spune Domnul Iisus așa încet la urechi: un sărut îl vinzi tu, vinzi pe mine, pe izbăvitorul tău, pe creatorul tău, pe mântuitorul tău, pe învățătorul tău. Doar atâta valorezi pentru tine, Iuda. Doar atât. Și Iuda continuă să-l sărute. Și parcă el ar fi spus, da, doar atât. Cu mâna în buzunar, cu mâna pe cei 30 de arginți și de gâtul Domnului Iisus. Probabil atunci când s-a dus la mai marele preoților, a uitat să-i spună că Domnul nu e violent, că Domnul nu este un interlop, la el nu trebuie să fii cu mascați, cu ciomege, cu arme, cu de-astea, nu. A uitat să-i spună lucrul acesta. Și au venit să-l aresteze pe Domnul Iisus Hristos ca pe un infractor, ca pe un interlop periculos. Dar spune cuvântul Domnului că nu doar el era în vizorul acelor oameni, ci și ucenicii. Dar Domnul încă o dată mijlocește, zice: voi cu mine aveți treabă, lăsați-i pe aceștia să plece. Dar fenomenul interesant e că dacă la rugăciune nu se pricepeau foarte tare ucenicii, se pricepeau la ceva bine. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu de Petru, care scoate sabia din teacă și taie urechea lui Malhu. Și în învălmășala aceea, care mai dă care, Domnul Iisus își face timp și pentru Malhu. Și ia urechea și o pune la loc. Vă dați seama? Adică, cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos este atent de toate aceste detalii. Și El iubește și pe cel care dorea să-L ducă la închisoare, dorea să-L ducă la moarte. L-a iubit pe Iuda, l-a iubit pe Malhu. Te iubește și pe tine și mă iubește și pe mine. În această dimineață aș vrea să ne reamintim lucrurile acestea. Oare de ce credeți că sunt ele acolo, pe paginile Scripturii? Știți de ce? Ca să ni le reamintim. Să ni le reamintim, să le retrăim. Și atunci când retrăiești toate aceste evenimente, realizezi prețul nespus de mare al dragostei lui Dumnezeu. M-a iubit pe mine Domnul mult. M-a iubit. Dar și pe tine te-a iubit la fel de mult. Mi-aduc aminte la un moment dat, Domnul Iisus, atunci când acea femeie păcătoasă îi spăla picioarele, spune: celui ce îi se iartă mult, iubește mult. Dar celui ce îi se iartă puțin, iubește puțin. Stau și mă gândesc cât de mult ar trebui să-L iubesc eu pe Domnul. Și fiecare dintre dumneavoastră, uitați-vă în oglinda inimii, oare cât de mult ar trebui să-L iubiți pe Domnul? V-ați gândit la asta? Eu ar trebui să-L iubesc foarte mult, poate dumneavoastră mai puțin, că mie mi-a iertat multe. În această dimineață aș vrea să privim către crucea de la Golgota, să privim către suferințele Domnului Iisus, să ne aducem aminte că tot ceea ce s-a întâmplat acolo a fost pentru mine și pentru tine. Și așa cum făceam mai devreme acea comparație, dintr-un univers atât de mare, cu mii și mii de galaxii, a ales pământul ca să vină pe pământ o mărgică într-un ocean. Și m-a ales pe mine și tu ales pe tine. Asta este peste puterea mea de a înțelege. În această dimineață aș vrea să realizăm cât de mult ne iubește Domnul și aș vrea să învățăm să-L iubim și noi la fel de mult. Poate pentru noi ca și oameni este greu. Dragostea, vreau să vă spun că nu e ceva natural. Nu e. Dragostea se învață. Dragostea înseamnă efort. Dragostea înseamnă luptă. E greu să iubești pe cineva cu defecte, nu? Dar când iubești, le mai vezi? Le vezi. Dar le vezi mai puțin. Atunci când iubești, treci mai ușor peste lucrurile și peste rănile care ți le pricinuiește persoana iubită. Treci. Pentru că iubești. Sau și mă uit, exact așa cum noi ne iubim copiii, greșesc copiii noștri? Greșesc. Da, asta e natural. Dar îi iubim mai puțin? Nici de cum. Nici de cum. Ci iubim exact la fel de mult. La fel și noi suntem atât de greșiți înaintea Domnului Iisus. Stau și mă uit la mine și probabil fiecare dintre dumneavoastră aveți acea oglindă a sufletului și realizați cât de mult și cât de des îl supărăm pe Domnul.
Dar Domnul ne iubește mai puțin? Nu. El ne iubește exact la fel de mult. În această dimineață aș vrea să îi mulțumim Domnului pentru dragostea care ne-o poartă. Aș vrea în această dimineață să privim în lăuntrul nostru și să învățăm ce înseamnă smerenie, ce înseamnă slujire, ce înseamnă să privești către Domnul, ce înseamnă să accepți jertfa Domnului Iisus. Să învățăm fiecare dintre noi și să realizăm prețul nespus de mare al jertfei Domnului Iisus Hristos. Credeți că putem să facem lucrul acesta? Puțin credeți lucrul ăsta. Mă gândeam că într-o biserică penticostală toți credem, dar se pare că n-am nimerit unde trebuie. Credem, fraților? Deja începe să fie mai bine. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea să venim cu toți într-o rugăciune de cercetare înaintea Domnului. Să-i spunem: Doamne, avem nevoie încă o dată de Tine. Avem nevoie încă o dată să realizăm grozăvia jertfei Tale și cât de mult te-a costat lucrul acesta. Să ne pară rău de supărările, de întristările, de păcatele pe care le-am comis încă o dată și încă o dată și în mod repetat. Să ne cerem iertare și să cerem Domnului Iisus Hristos ca sângele Lui să ne mai spele încă o dată de vina păcatelor noastre. Haideți să venim înaintea Domnului. Amin.